Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. Prin intermediul acestei emisiuni mi-am propus să aduc în fața voastră oameni deosebiți cu povești de viață deosebite care ne vorbesc despre ei, despre misiunea lor, despre pasiunile lor și despre tot ceea ce sunt. Invitata mea din această seară a studiat și practicat metodele de hrănire și vindecare cu lumină în ultimii 13 ani și a creat mai multe proiecte de informare și educare pe această temă. Pranic Consciousness Summit, o platformă online unde peste 45 de specialiști în domeniu susțin conferințe pe tema nutriției pranice. Pranic Festival în România, o întrunire ajunsă deja la a 7-a ediție, care cooptează speaker din toată lumea specializați în această practică. Pranic Festival în India, programul educațional Holistic Energy în Harmony pentru copiii din școli și mai mult de 14 campanii de caritate și ecologie numite It's Better with Love. Cristiana L. Traian, căci despre ea este vorba, este membru al Consiliului de Conducere al Global Pyramid Society Movement, o organizație care predă meditația în întreaga lume, cu 25.000 de piramide constituite prin meditație pe tot globul și ambasador al păcii la Ambasada Păcii. Practică Soul Healing, o terapie holistică care se ocupă de echilibrul dintre corp, minte și suflet și de programarea și reprogramarea câmpului energetic și își împărtășește experiențele în cărți, ateliere, cursuri și conferințe. Susține conferințe și sesiuni terapeutice pe tema nutriției și a vindecării pranice sau a hrănirii pranice și vom afla diferența în această seară în mai multe țări din lume și se ocupă cu ajutarea celor interesați în a înțelege această paradigmă. Este autoarea a 8 cărți, printre care The Pranic World Book sau Cartea Luminii Pranice, care descrie experiența ei în comunitățile pranice și în procesele pranice. Cristiana a participat și la reeditarea cărții Viața pe Geia, carte de care vom discuta în această seară, alături de Cristiana L. Traian. Cristiana, bine ai venit în emisiunea Despre Tine. Mă bucur foarte mult că ne-ai acceptat invitația și că ești astăzi aici. Vă mulțumesc, sunt recunoscătoare și mă bucur și eu că sunt aici cu voi. Și abia aștept să vorbim despre subiectul de astăzi, că am spus așa de mult despre pranic, da. Și așa mai departe. Abia aștept, cred că, să explicăm despre ce este vorba. Sigur că da. Dar înainte de a ajunge efectiv la a explica diferența aceasta pe care o spuneam înainte între hrănire pranică și vindecare pranică și să vorbim și despre o carte minunată care trebuie să ajungă la cât mai multe suflete să o cunoască, Viața pe Geia, aș vrea să ne spui în esență cine este omul Cristiana L. Traian. Acum trebuie să vă descriu poate un pic parcursul meu ca da. Să definesc natura mea de om. M-am născut într-o familie faină unde mama este medic și tatăl meu este inginer și am avut o latură pragmatică venită din natura părinților mei, dar și o latură holistică, pentru că bunicii din partea tatălui erau foarte credincioși și mergeau la biserică și așa mai departe, iar în partea mamei îl aveam pe bunicul meu care era interesat de fenomene paranormale. Da. Și avea lunar o revistă care se chema Paranormal, unde eu citeam toate lucrurile nevăzute și aflam despre suflet, despre spirit, despre teleportare, despre alte lucruri care acum mi se par normale și da. Cred că ăsta e normalul în viață, dar atunci așa se numeau, paranormal, dincolo de normal. Da. Și mi-a deschis acest interes față de lucrurile care sunt dincolo de percepția noastră fizică, exact. Adică de ceea ce vedem, simțim, auzim, mirosim, gustăm, și despre lucrurile nevăzute, dar frumoase. Și am început de când eram mică să meditez, să studiez despre numerologie, să studiez despre
tot felul de lucruri holistice și unele să le și aplic. Cristalele îmi plăcea să meditez într-un cristal seara la culcare. Practici pe care acum le reiau, le-am reluat de fapt, la vârsta de 28 de ani. Când am început să-mi pierd echilibru, uitând de copilăria mea și de tehnicile din copilărie, am intrat în corporate, am lucrat foarte mult și foarte intens, am intrat în burnout și am început să pierd echilibrul meu. Și atunci am reluat meditația, am reluat interesul pentru ceea ce nu este văzut sau vizibil, am reluat interesul și am cultivat interesul pentru sistemul energetic al ființei umane, ceea ce ne conduce, ceea ce ne ajută să fim vii, practic. Da. Și am studiat aceste lucruri în mai multe țări din lume, în cadrul mai multor cursuri de specialitate de-a lungul ultimilor 15 ani, pentru a putea să mă stabilizez întâi pe mine, iar după ce eu m-am stabilizat și m-am upgradat, cum zic prietenii mei, a integrat cunoașterea. Da, au început însușită. Cei din jur să-mi ceară ajutor și așa am trecut de la o profesie de management și tot ce înseamnă carieră de top în domeniu, la partea holistică de terapie cu energetică și de programare a minții, da? Și la partea de autorat, unde am scris aceste cărți, la partea de public speaking, unde am ținut conferințe în toată lumea și am încercat să fac un pod între știință și partea holistică. Colaborăm acum cu mulți oameni de știință în domeniu pentru a putea aduce această cunoaștere către oameni, dar într-un mod cumva ancorat în viața de zi cu zi, pentru a putea oricine să practice asta și nu doar sfinții în peșteri sau în retrageri undeva departe. E o cunoaștere mai așezată, să spun așa. Da. Deci din ceea ce mi-ai împărtășit până acum, Cristiana, cred că Cristiana Iltraian este un explorator în cunoaștere, dar și un căutător în lumină. Da, lumina este deja în noi. Am găsit locul ei. Putem să spunem că acum o dăm mai departe. Așa și căutările mele acum sunt legate mai mult de câți oameni sunt deschiși pentru a o primi. Da, să primească informația și să o înțeleagă și să o asimileze. Și cred că despre asta este și vorba în cartea ta, unde ai contribuit, că știu că nu e scrisă de tine, ai contribuit cu materiale, cu cunoaștere la viața pe Gea. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre această carte, pentru că știu că tu în momentul de față desfășori un turneu de promovare a acestei cărți peste tot în România și de curând ai avut un astfel de, o astfel de prezentare la Iași. Știu că mai urmează și la Galați, la Brașov, la Cluj. Da. Spune-mi un pic câteva informații. La ce ar trebui să se aștepte oamenii? Ce informații cuprinde cartea Viața pe Gea? Da, ea practic este un manual de dezvoltare sau de evoluție holistică. De holistic înseamnă echilibrul între corp, minte, emoții, suflet, spirit. Ca să traduc acest cuvânt, el a fost introdus de mult în România și știu că oamenii l-au învățat deja. Când am început eu, era un cuvânt aproape necunoscut. Da. E un manual care a fost canalizat sau primit prin ghidare interioară de colegi care fac parte dintr-o organizație și au scris aceste mesaje, aceste ghidări în anii 94-95, deci acum 30 de ani. Da. Partea interesantă, pentru că se spune că toate coincidențele sunt felul lui Dumnezeu de a se face cunoscut. Pe parcursul ultimelor 15 ani, în cursurile pe care eu le-am predat în toată lumea, fără să fi citit această carte, am vorbit despre aceleași lucruri, uneori în aceleași cuvinte și uneori cu aceleași exemple care sunt acum date în carte. Cartea se ocupă de trei paliere importante în dezvoltarea umană. Unul este echilibrarea și purificarea alimentației, adică se spune că dacă trecem de la o alimentație omnivoră și cu alimente procesate, la o alimentație vegană sau rovegană, vegetariană și bazată mai mult pe alimente naturale și crude, avem de 10 ori mai multă energie.
Dacă trecem de la o alimentație naturală, crudă sau vegetarian-vegană, la o alimentație preponderent lichidă, adică măcar două din trei mese pe zi să fie bazate pe smoothie-uri, sucuri și alte produse lichide pe bază de vitamine naturale, da. Să zicem în proporție de 50-70% hrană lichidă, atunci ai de 100 de ori mai multă energie. Asta spune cartea. Asta este ceea ce eu am practicat în ultimii 15 ani. Pot să atest fiecare cuvânt din carte, pentru că la mine a fost practica, apoi predarea către ceilalți și apoi am găsit această carte care spunea exact aceleași lucruri. Practic, suntem toți conectați la aceeași sursă. Da. Mintea universală nu are copyright, știți, sau drepturi de autor. Exact. Ea se manifestă prin fiecare persoană care este deschisă. Deci, indirect, am făcut parte din aceeași echipă, da, care a spus aceleași cuvinte în același din mod. În echipa cunoașterii. În echipa cunoașterii. Și faptul că mesajele sunt acum cuprinse în această carte îmi ușurează mie activitatea. Pentru că decât să țin un curs de 3 ore sau 3 zile, îi dau omului cartea acasă, el o citește și apoi vorbim pe text. Al doilea palier, că am spus purificarea alimentației, al doilea palier este armonizarea și controlul minții. Adică, armonizarea înseamnă să reușești să-ți canalizezi mintea înspre gânduri mai bune și constructive decât înspre gânduri negative și destructive, și asta se face prin practică. Controlul se face prin metoda jurnalului, adică scriindu-ți ce gânduri, ce trăire ai avut în fiecare zi, te poți auto-observa și te poți canaliza într-o direcție mai bună. Deci asta e al doilea palier, alimentația era primul, mintea este al doilea și canalizarea minții într-o direcție pozitivă. Al treilea este armonizarea și canalizarea corectă a energiei interne. Și am spune noi inclusiv a energiei sexuale, care acum este folosită foarte destructiv pe planetă. Sunt foarte multe metode în care oamenii sunt educați sau chiar forțați să-și consume această energie în mod haotic, da? Da. Și atunci cartea ne ajută prin direcții concrete să avem o conștiență concretă asupra importanței acestei energii, dar și asupra importanței relațiilor armonioase și bazate pe iubire. Asta este la fel o chestie despre care eu am vorbit ani de zile. Am creat cursuri despre asta, am făcut retreat-uri despre asta. Pe 14 și 24 februarie avem un retreat în munți despre asta și se numește Upgradează relațiile și intimitatea, ceea ce îi ajută pe oameni să aibă relații mai bune. Toate directivele din carte le-am practicat și apoi le-am predat. De aceea ea este o carte de suflet pentru mine. Practic, această carte, din ce-mi dau eu seama, Cristiana, îți dă acces la o cunoaștere universală. Da, foarte vastă. Și în același timp termenii sunt simpli și accesibili. Da. Chiar dacă ea provine dintr-o zonă foarte înaltă de conștiință și a fost transmisă de ființe cu capacități deosebite, da, totuși limbajul este simplu și ea este ușor de înțeles și de către muncitori și de către persoanele fără o cultură foarte vastă și de către academicieni. Este pentru toată lumea. Pentru că toți ne tragem din aceeași sursă. Din aceeași sursă și avem nevoie de practic aceleași îndrumări. La fiecare nivel, fiecare putem îmbunătăți sau upgrada ceva. Așa în este. Cei trei palii, în cei trei piloni despre care am povestit. Da, și pe care vreau un pic să-i aprofundăm, ca să înțeleagă oamenii aceste informații. Cu și drag. Cum ai spus și tu, fiecare dintre noi, cred că rolul nostru este să contribuim puțin câte puțin la ridicarea nivelului de conștiință al oamenilor. Și tu ești unul dintre oamenii care face asta, Cristiana, prin toată activitatea ta frumoasă și bogată. Aș vrea să vorbeai de primul pilon, despre alimentație. Cum poți ajunge tu, ca un om simplu, care toată viața ai fost învățat că dacă nu mănânci carne, cazi în picioare, mori. Dacă stai numai, mori, da, mai rău, și dacă mănânci doar o salată toată ziua, e clar că nu o să ai energie să-ți faci proiectele. Cum poți să faci trecerea mult mai ușor de la o alimentație omnivoră către o alimentație cu preponderență bazată pe hrană naturală, așa cum ai spus și tu? Da, e un punct de vedere interesant. E adevărat că dacă mănânci doar o salată toată ziua și nu ai nicio practică energetică în care să-ți crești energia interioară, da, este adevărat că vei cădea din picioare. Deci cu asta vreau să încep. Așa, uite ce ca
să nu existe niciun risc pentru cei de acasă care la un moment dat să treacă la ceva foarte drastic fără să fie pregătiți. Da. Dacă tu ești într-un stil de viață agitat, cu o activitate fizică intensă și nu îți poți stăpâni mintea sau emoțiile, deci pierzi foarte multă energie la nivel mental și emoțional. Da, adică funcționezi pe bază de stres foarte sunt mult. Sunt consumatori de energie gândurile negative și emoțiile negative. Da. Efectiv, îți cad nivelul de energie. Dacă ești în acea situație și pornești la a mânca o salată pe zi, sigur vei avea carențe nutritive. Deci cu asta o să încep. Da. Cu toate că eu de 10 ani mă hrănesc cu mai puțin de o salată pe zi și preponderent lichide, sucuri, smoothie-uri, supe, dar nu înseamnă că recomand asta oamenilor care nu au o practică energetică. Exact. Din potrivă, chiar avertizez să nu încercați asta acasă fără o pregătire concretă. Da. Așa, cu toate astea, pe vremea când eu am început și eu aveam o alimentație omnivoră și un stil de viață extrem de agitat. Deci pot să vin din zona aia cu exemplele. Lucram 16 sau 18 ore pe zi uneori, eram la birou de la 8 dimineața la cel puțin 8 seara, aveam lucru și în weekend, aveam 3 telefoane care sunau non-stop, eram într-o poziție de management cu mulți oameni în subordine care nu tot timpul făceau exact ce mi-aș fi bucurat să se întâmple. Da. Deci era un nivel de stres, erau multe departamente, eram în domeniul Horeca, unde tot timpul, deci restaurante și hotelărie, unde tot timpul organizările de evenimente sunt solicitante. Și am început prin a-mi face timp jumătate de oră pe zi. Timpul spun că îl facem pentru că el nu există, noi îl creăm. Adică în ce dăm noi energie și ce prioritizăm, acolo se face timp. Da? Putem să înglobăm acest concept. Da. Făceam timp în sensul mă trezeam cu jumătate de oră mai devreme. Asta înseamnă că am făcut timp. Da. Și am dat acest timp pentru 30 de minute de meditație. Sau 21, cum era un ciclu de 3-7 de minute de meditație. Înseamnă, îmi observam centri energetici sau îmi observam respirația sau îmi observam gândurile sau erau mai multe tipuri de practici, exerciții de respirație, dar le practicam zilnic. Înainte să plec la birou. Asta a dus la faptul că eu la birou am devenit mai eficientă, pentru că aveam mintea mai clară, emoțiile mai echilibrate și corpul mai stabilizat. Făceam lucrurile mai repede și mai bine decât înainte. Adică nu te învârți de două ori pe un loc. Ai ieșit din cameră, ai uitat de ce ai ieșit, te vii înapoi, ai uitat telefonul, te întorci după chei, n-ai dat telefon cui trebuie, ai întârziat la întâlnire, ai sărit. Toate lucrurile astea se întâmplă când mintea e agitată. Dacă tu ți-o liniștești, faci totul la timp și cu integrare, așa cum noi ne-am întâlnit azi, da? Exact. Noi ne-am întâlnit azi pentru că eu am primit o ghidare să dau un mesaj cuiva care să-mi dea numărul tău, să vorbim la timp înainte ca eu să plec din Iași. Totul se întâmplă cu scop divin. Dacă nu era acea ordine în capul meu, nu ajungeam azi să purtăm această emisiune. Exact. Ei, făcând acel timp, am reușit să fiu mai eficientă la job. În același timp, în paralel, mi-am ușurat alimentația. Am scos produsele care îmi provocau stări grele. Sistemul meu digestiv a fost tot timpul rafinat, ca să nu zic sensibil, adică nu îi plăceau produsele junk food, nu îi plăceau produsele grele, nu îi plăcea carnea și am preferat și m-am simțit mereu bine cu legume sau preponderent hrană naturală. Dar nu am ascultat mereu mesajele corpului meu și neascultând am învățat ce îmi face rău, am eliminat acele lucruri. În primul rând carnea am eliminat, apoi cu timpul am detoxifiat corpul meu foarte puternic. În 2011-2012 am ținut detoxifieri puternice și nu am mai vrut corpul meu produse animale, în mod natural. Ne ajută pentru că asta, l-am ascultat. Ne ajută la detoxifierea corpului și să alegem să facem, nu știu, să ținem post o perioadă mai lungă de timp. Postul, poate chiar și post negru, da. Sau post doar cu apă. Aici este o zonă la fel sensibilă, pentru că într-adevăr sunt studii și documentație științifică și clinici în afară și chiar și în România sunt grupuri mari care țin posturi extinse cu sucuri sau cu apă până la 20, 40, 70 de zile, care au avut rezultate foarte bune în ceea ce privește sănătatea. Dar au fost și oameni care nu au fost pregătiți, au făcut asta singuri acasă, nu și-au ascultat corpul și au murit. Da. Trebuie să spunem că la fel este bine să avem o supraveghere și o ghidare și pe cineva să ne învețe.
ce faci când ești slăbit, ce faci când ai amețeli, ce faci când ai dureri de cap. De obicei, astea sunt semnele unor eliberări puternice de toxine în organism. Dacă tu ai niște etape de detoxifiere precursoare postului, anterioare postului, de exemplu, un șir de hidrocolonoterapii sau clisme în termenii obișnuiți, o perioadă de câteva zile de post simplu, adică produse vegane, apoi o perioadă cu sucuri și apoi treci la postul cu apă. Dacă tu îți detoxifici corpul gradual, îți va fi mai ușor și vei avea mai puține probleme în postul cu apă, dacă alege cineva să țină asta, pentru că deja corpul și-a acomodat sistemele. Și sunt trei cărți în care am vorbit anterior acestei cărți. Poți să-l am vorbit despre aceste lucruri. Ultima pe care am scris-o înainte de publicarea acesteia este Cartea Lumii Pranice. Acolo vorbesc foarte mult despre oameni care au perioade extinse fără hrană solidă, au perioade extinse cu sucuri, perioade extinse în care beau doar apă și povestesc despre metodele lor, atât de detoxifiere fizică, sucuri și alte proceduri care detoxifică, vorbesc despre curățarea minții, vorbesc despre upgradarea sau purificarea emoțiilor, ca pilon de susținere în această detoxifiere a corpului fizic. Pentru că dacă tu ești în post cu apă și cineva te și ești cât de cât stabil, dar cineva te sună și îți dă o veste extrem de proastă sau te stresează consecutiv în mai multe zile și te agiți, nivelul tău de energie va scădea, ca atare nivelul tău de putere fizică va scădea. Și trebuie să fim atenți la toți acești parametri. Unde plecăm când suntem în post? Ce facem cu corpul nostru? Dacă îl ținem în frig? Am întâlnit oameni care țin post și fac băi în gheață. Da. Mie mi se pare o sinucidere. Pentru că foarte puțin sunt creați să beneficieze de băile în gheață în timpul postului. Majoritatea își distrug energia vitală. Își solicită și mai mult corpul fizic. Pot să continui să fac asta, cei care se simt bine, dar dacă odată ai făcut și nu te-ai simțit bine, nu le face în paralel. Da. Trebuie să fii deștept. Sau acel lucru nu e pentru tine. Sau nu-ți trebuie atunci. Mm-hmm. Sau eu nu am această afinitate cu frigul și băile în gheață. Da. Și în general, sau terapia prin frig. În general, în post nu e bine să stai în frig. Nu e bine să-ți supra-soliciți. Până tu faci o tranziție către hrănirea cu prana, care este diferită de post, pentru că atunci nu ți-e foame și nu te simți slăbit. În hrănirea cu prana ești hrănit de o sursă, așa cum sfinții sau alți maestri în energetică au reușit să trăiască perioade extinse de timp fără a mânca, pentru că erau conectați la o sursă de energie și pentru că primeau de acolo hrana necesară. Dar la fel, asta necesită o practică, necesită cunoaștere, necesită studiu și necesită un foarte clar echilibru în interior pentru a sta în starea respectivă perioadă extinsă. Cristina, și pentru că tot am ajuns aici, aș vrea să ne spui ce este hrănirea cu prana. Cum am spus, e capacitatea de a primi energie direct de la sursă, fără necesitatea de a o trece prin aparatul digestiv. Practic, noi avem un motor interior, da? Care ia materie din exterior, o trece prin niște procese de ardere și în urma acelor procese de ardere, la fel ca la mașini, rezultă energie. Da. Asta s-a crezut până acum în știință, în medicină și în popor. S-a constatat ulterior că noi, de fapt, în celule avem mitocondrii, care sunt surse de ATP, adenosin trifosfat, care este energia care ne hrănește celulele. Practic, mitocondriile produc acest ATP și ATP-ul ăsta dă viață celulelor noastre și energie celulelor noastre. Da. Și ai spune, ok, firesc, ATP-ul rezultă din cantitatea de hrană pe care o consumi. Așa a crezut toată lumea. S-a demonstrat științific însă și în Cartea Lumii Pranice avem studiile care au demonstrat acest lucru, le-am listat acolo. S-a demonstrat științific că atunci când noi ingerăm hrană, producem o anumită cantitate de ATP, dar când ținem post și post prelungit, corpul trece într-o stare în care produce mai multă melatonină. Asta e alt hormon interesant. Și melatonina hrănește nu doar hormonii foamei, adică nu-ți mai e foame în acea stare de post prelungit, dar mai reglează și producția de ATP, adică produci mai mult ATP.
ajungi să produci mai multă energie. Și am întâlnit foarte mulți oameni care, dacă au cât de cât o practică energetică sau cât de cât o minte liniștită, că fac muzică, că fac artă, că ei constată că atunci când mănâncă mai puțin și mai ușor, au de fapt mai multă energie. Da. Cum se explică asta? Păi ajung celulele și mitocondriile să-și facă treaba pentru care au fost create, adică să producă energie în absența efortului digestiv. S-a mai constatat științific și găsit studiile tot în Cartea Lumii Pranice că atunci când noi ținem post, se produce mai multă melatonină, cum v-am spus, care reglează hormonii foamei și producerea de energie, dar avem și o stare de liniște, o stare de echilibru, iar medicii în neurologie acum studiază faptul că în post pineala întinerește. Glanda pineală, care este foarte importantă în sistemul neurologic și în sistemul energetic al corpului uman, a fost testată pe oameni care au ținut posturi extinse și am cunoscut pe cineva care a ținut post 75 de ani la rând, dar e un sfânt din India și era într-o energie extraordinară. Adică la 75 de ani nu a consumat hrană fizică. Extraordinar. E acel autotrof? Da, autotrof despre care ați auzit. L-am cunoscut personal. Puteți vedea pe YouTube-ul meu Cristiana Intralean. O să dai numele domnului. Da, îl cheamă Pralajani și a fost numit Mataji în cultura indiană, Mataji fiind o zeitate la ei. El a demonstrat prin două studii consecutive care s-au făcut în spital, unul de 10 zile și unul de 14 zile. Al doilea a fost chiar comandat de armata, de Ministerul Apărării sau așa, din India, pentru că au vrut să testeze asta pe soldații lor. Au zis, dacă le dăm mai puțină mâncare și au mai multă energie, asta ar trebui să fie bine pentru bugetele noastre, mai ales în India, unde bugetele sunt așa cum sunt reduse. Și au comandat acest studiu și l-au luat pe acest om la spital să vadă cum funcționează el. Și au monitorizat cu 35 de specialiști, nu știu câtă aparatură, neurologi, cardiologi, biologi, tot felul de specialiști în domeniu. Au monitorizat corpul acestui om și obiceiurile lui zilnice, sub supraveghere foarte strictă, cu nu știu câte camere și nu știu câți pasnici, ca să se vadă că el nu face nimic pe ascuns, nici nu bea apă, nici nu mănâncă. Da. Și au constatat, între altele, bun, pe lângă faptul că toate funcțiile corpului erau în parametri normali sau chiar mai buni decât la un om normal, pe lângă faptul că totul era în regulă cu el și era super energic și super vivace, iar eu la 92 de ani l-am cunoscut și a venit 12 ore până la localitatea unde eu țineam festivalul Pranic în India, ca să fie speaker acolo. După 12 ore de zbor pe timpul nopții, la 92 de ani, el era mai activ și mai vivace decât toată echipa care l-a adus și care aveau 50-60 de ani și erau plăștiți și obosiți după zbor. Deci avea o verbă și o forță. Când m-a apucat de mână, am zis că e un tânăr de 20 de ani. Și gradul de energie și așa mai departe. Da. Sunt pe YouTube-ul meu, Cristiana El Traian, sunt câteva videoclipuri cu el unde efectiv m-a îndemnat să-i testez chakrele, m-a îndemnat să pun degetul să văd pe unde curge această hrană lichidă în corpul lui, pentru că s-au constatat, s-au făcut studii și pe faptul că glanda pineală și corpul nostru începe să producă un anumit lichid care ne hrănește atunci când suntem în post. Și el mi-a luat degetul și a vrut să-l pun acolo unde este producția de acest lichid ca să văd că este real. Deci omul acesta, deși era de o sanctitate profundă, a avut atâta dedicare încât s-a lăsat studiat în spital ca un cobai de mai multe ori pentru a putea vedea că există această realitate. Da. Și unul dintre rezultatele importante ale studiilor, pentru că aici urma să ajung, glanda lui pineală avea vârsta biologică a unui copil de 16 ani sau mai mic. La vârsta studiului când el avea peste 70 de ani. Da. Deci aici, inclusiv studiile noastre medicale, despre care încă nu sunt publicate în România, din păcate, dar am vorbit cu un neurolog de curând, au atestat faptul că în timpul postului glanda pineală întinerește.
Pentru cei care practică post în paralel cu sun gazing, procedura de a privi soarele, și aici sunt niște etape și la fel, nu ne uităm direct la soare că ne stricăm ochii, trebuie să respectăm niște pași, dar pentru cei care se hrănesc și cu lumina solară, prin această procedură care se numește sun gazing, pineala își modifică inclusiv dimensiunea, adică pineala unui om care a practicat post și hrănire cu lumină solară mulți ani de zile avea dimensiuni mai mari decât a unui om normal. E acel de care tot auzim, al treilea ochi care ți se deschide, abilitățile paranormale. Da, asta poate avea și rezultatul de dezvoltarea unor abilități paranormale sau dincolo de vizibil. Da. Dar în primul rând noi ne referim la chestiile concrete atestate de medicină, anume faptul că chiar avea o dimensiune mai mare la oamenii care aveau această practică. Deci corpul nostru se modifică în funcție de practicile noastre și își upgradează capacitățile în funcție de stilul nostru de viață. Și aici cartea asta ne duce în direcția aceea de a redeveni super oamenii care de fapt suntem făcuți să fim. Da. Iar cărțile astea eu vi le recomand în paralel. Cartea Lumii Pranice și Viața pe Gea. Îmi pare rău că n-am adus-o și pe cealaltă să vă arăt, pentru că una se explică pe cealaltă. Ele se completează. Acolo aveți studii științifice și exemple concrete de oameni care au reușit în direcția în care cartea asta vă îndreaptă să vă îndreptați. Mi se pare fascinant tot ceea ce îmi povestești și cred că și cei de acasă sunt foarte deschiși spre a asimila mesajul tău. Dacă da, pot să așteptăm spun așa. Cu drag să vedem feedback-ul emisiunii. E foarte important să le spunem celor de acasă unde pot să găsească cartea Viața pe Gea și cealaltă carte, Cartea Lumii Pranice. Da, ele se pot, deocamdată cea nouă nu este încă în librării, da. Acum lucrăm la asta. Ea este în schimb în format Kindle pe Amazon, deci dacă veți da Viața pe Gea, o veți găsi acolo pentru varianta electronică sau Kindle. Cei care totuși preferă, ca și mine, să o citească așa pe hârtie, sunt invitați să mă contacteze direct, pentru că ăsta este modul în care acum cartea e pusă la dispoziția publicului. Deci există o adresă de e-mail sau mă găsiți cu numele meu. Chiar te rog să spui unde te și pot găsi oamenii, dacă vor să afle mai multe informații și despre hrănirea pranică, dar și despre cărțile pe care tu le-ai scris și despre cartea Viața pe Gea. Da, cum poți fi găsită, Cristiana? Da, păi sunt peste tot. Am acest canal de YouTube care este la fel ca și numele meu, Cristiana El Traian, și acolo puteți vedea și înregistrările de la lansările de carte din țară și multe alte, peste 600 de videoclipuri despre energetică și știința energeticii, așa cum o povestim aici. Apoi este Instagramul El Traian 9 cu numele meu plus cifra 9, este e-mailul meu eltraian9@gmail.com. Da. Și cred că am și celelalte canale, Facebook, TikTok, am început să învăț despre TikTok, nu știu mare lucru, să nu râdeți acolo de mine, dar sunt mai multe canale media pe care mă puteți găsi și putem discuta. Mi-a atras atenția numărul 9, de ce tocmai 9? Este numărul pe care Universul mi-l dă tot timpul să îl pun la toate chestiile care au legătură cu comunicarea și media. Fără să vreau eu, el a fost adăugat când am cerut să-mi fac e-mailul, mi-au spus că nu este disponibil El Traian, dar este disponibil El Traian 9. Când am pus pentru Instagram la fel și tot așa, deci el s-a alăturat vibrației mele pentru că face parte din vibrația mea. Numerologic este unul dintre numele mele de bază. În alte sisteme spirituale, el înseamnă ca simbolistică încheierea unui ciclu și evoluție către un ciclu superior de existență. Sau mai înseamnă, ți-ai terminat treaba și treci la etapa următoare. Ăsta este mesajul pe care eu îl aduc oamenilor. Este timpul să evoluezi, este timpul să treci la etapa următoare. Deci eu sunt vibrația cifrei 9, într-un ești fel. Ghidul pentru cei care au nevoie să cunoască și ceea ce e dincolo de ceea ce se vede, cum ai spus de la bun început. Cristiana, vreau să te întreb, care a fost cea mai lungă perioadă pentru tine de hrană pranică? Da. Păi cred că tot timpul sunt în starea de hrană pranică, pentru că de mulți ani nu mai am senzația de foame.
Concret, nu mai este o senzație de durere sau presiune în stomacul meu, așa cum se întâmplă oamenilor, da, sau disconfort sau alte lucruri. Se întâmplă să mănânc alături de prieteni cantități foarte mici de hrană solidă sau să mănânc în momentele în care sunt ghidată să fac asta, tot în cantități foarte mici. Trebuie să fie de post, trebuie să fie prepondere în crud ceea ce consum, pentru că sunt ghidată să fac lucrul ăsta și ca să stabilizez anumite energii în corpul meu și ca să fac o punte pentru, cu oamenii cu care comunic. Le sunt mai multe explicații și pentru că uneori îmi place să gust anumite lucruri, încă mai am această plăcere. Alteori nu pot nici să-mi imaginez că aș mânca. Este pare ca foarte și greu cum, să renunț la pofte. Nu mai am asta, dar sunt momente în care efectiv simt că dacă eu consum un anumit aliment, este mai ușor să comunic cu oamenii din grupul în care sunt. Efectiv se creează o punte energetică prin intermediul acelei materii ingerate, da. Și asta pentru unii e mai greu de înțeles, dar pentru unii e foarte simplu de înțeles, pentru că totul este frecvență și vibrație. Noi funcționăm pe legea rezonanței, putem rezona cu ceilalți prin gânduri comune, emoții comune, interese comune sau chiar alimente comune. Și când eu vin dintr-o zonă unde toată atenția și toată energia mea se duce în direcția evoluției, iar alți oameni poate au griji cotidiene și cu totul alte gânduri, uneori ne conectăm printr-un aliment. Da, uite, că tot vorbeai de capitolul relații și spuneai că ai acest retreat de îmbunătățire a relațiilor în februarie. Cum se întâlnește într-o relație un partener de cuplu care este omnivor cu un partener vegan sau rovegan? Se întâlnește frumos atâta timp cât nu există judecată. Noi suntem învățați să creăm diferențe și divergențe ca urmare a diferențelor. Pentru mine, pentru mine interesul este care sunt punctele noastre asemănătoare. Unde putem să ne întâlnim la mijloc? Ce avem în comun? Mai degrabă decât ce avem diferit. Și asta, dacă toată lumea ar înțelege și practica, ar fi finalul diferențelor, divergențelor și războaielor și separării de pe planetă. Da. Și aici, dacă mă întrebați, da, partenerii mei s-au transformat, dar nu pentru că i-a obligat cineva, ci pentru că asta este, practic, forța energiei care vine prin procedurile astea, dar nu înseamnă că cineva este obligat. Și noi căutăm punctele comune în orice relaționare și în relația cu toți oamenii, indiferent de religie, de obiceiuri alimentare, de piele, așa de ochi. Și de... dacă mai adăugăm și ingredientul magic care este iubirea. Iubirea este cea care face punțile comune, exact. Despre ea vorbeam. Da. Ea este asta, ingredientul magic. Deci omnivor, carnivor, vegetarian, toată lumea ne hrănim cu iubire, de fapt. Și asta e hrana noastră principală. Și de fapt acea lumină cu care se hrănește autotroful e tot iubire. Da, iubirea este care iubire. Vine de la sursă. Da, exact. Păi, de aceea vă precizam că e foarte important să avem mintea aia liniștită și emoțiile stabilizate pentru a putea realiza acest nivel de hrană. Pentru că atunci ne putem centra în inimă și putem simți acea hrană de iubire care vine permanent de la sursă. Și ceea ce ne deconectează de iubire sunt gândurile noastre, acel pilot sau automat. Emoțiile negative. Aceea este, este provocarea care ne deconectează de iubire. Dar noi avem iubire în permanență și ea este permanent în noi și curge permanent în noi și tot ea ne hrănește celulele și organele. Dar la fel, este necesar un exercițiu zilnic, chiar și pentru mine și pentru cei pe care i-am cunoscut, pentru că am cunoscut oameni care de 30 de ani nu consumau hrană solidă. Sau 40 de ani, dar este o practică zilnică a reveni constant în iubire. E clar, mai ales nu pe e planeta oricine. Acum. Poate fi pentru oricine, adică dacă faci acești pași, dacă faci ce este practic. Dacă deci, dă voie să lucrezi. Toate drumurile tot la Roma te duc, dar trebuie să iei trenul spre Roma ca să ajungi acolo, știi? Așa cum ai spus și tu, trăim într-o societate care
Se merge pe acel pilot automat, da, și cum ai spus și tu, ai lucrat în corporație. Da. Cum poate, uite, acum un corporatist a zilelor noastre să ajungă la acest nivel de energie? Dacă și de știi câți corporatiști vin la noi la retreat-uri și câți oameni care caută răspunsuri acum, mai ales după sezonul de 3 ani de lockout. După pandemie, cred că s-au schimbat foarte mult venit mentalitatea foarte oamenilor. Mulți oameni care au schimbat stilul lor de viață, au lucrat de acasă, au lucrat în alt ritm și au dat seama că ritmul nu le se potrivea. Au făcut foarte multe transformări. Și da, primul pas, cum se poate transforma, m-ai întrebat, este să-ți dai seama dacă viața ta ți se mai potrivește sau nu. Eu când am sărit radical de la viața de management și conducerea propriei mele firme, la partea holistică de conferințe, scris cărți, făcut terapii alternative, când am sărit brusc de la una la alta, practic m-am mutat în Iași la vremea respectivă, acum nu mai sunt aici. M-am mutat din Galați, am lăsat firma, am lăsat apartamentul, am lăsat tot ce făceam și am început aici de la zero, de la sub zero, că nici nu cunoșteam oameni în Iași. Da. Când îți pui întrebarea dacă viața ta ți se mai potrivește și mai este aliniată cu tine și ți este benefică, dacă răspunsul este nu, trebuie să schimbi. E urgent, n-ai cum. Deci dacă vei continua, te vei îmbolnăvi, vei pierde energie, vei pierde oameni, vei pierde lucruri. Pentru că trebuie să te duci pe drumul tău, nu poți să stai pe alături. Da, la infinit. E o conștientizare foarte importantă pentru fiecare dintre noi, cred. Da, cred că ăsta e mesajul meu principal pentru oameni. Da. Când ceva nu este în regulă, schimbă. De asta, de foarte multe ori, primul semn, cred că corpul începe să ne dea semnale. Da. Ne doare inima, simțim un gol în stomac, nu mai ne vine să ne ridicăm dimineața din pat să mergem la un job care nu ne mai place. Adică exemple se pot găsi foarte tot multe. Tot timpul sunt și aș spune că atunci când deja corpul începe să-ți dea semne, înseamnă că de mult timp nu ți-ai ascultat intuiția care îți dădea semne mai blânde, mai frumoase și mai ușor de digerat. Dacă ai ajuns să-ți dea semne corpul, înseamnă că ai ignorat foarte mult timp celelalte semne și atunci e urgent să te schimbi. Și să-ți vindeci emoțiile. Da, și ca să-ți răspund și altfel la întrebarea pe care ai enunțat-o, cum ajunge un corporatist să se schimbe? Da. Păi îți spun eu, sunt doi maestri. Unul este maestrul bucurie și celălalt este maestrul suferință. Dacă tu întâmpini cu brațele deschise maestrul bucurie și îți asculți intuiția și ce mesajele pe care le primești sau ghidarea interioară și ceea ce simți că îți aduce bucurie și îți urmezi această bucurie și te îndrepți în direcția ei. De exemplu, dacă îți place să croșetezi sau să faci artă, nu mai sta și faci matematică, pentru că ai obosit deja. Dacă îți place să faci muzică, nu mai sta și faci IT, doar pentru că iei bani de acolo. Schimbă-ți viața. De asta atât de multe exemple de oameni care ajuns, dăm un exemplu practic, la 40 de ani, pun pe hârtie așa, aș fac un bilanț și dau seama, stai puțin că eu nu mai sunt omul care eram la 20 și nu mai vreau aceleași lucruri. Să fac altceva, uite, de la IT să mă apuc să fac pizza, de exemplu. Da, exact. Chiar și aici aveți o schimbare radicală a cuiva apropiat vouă care a făcut un salt uriaș și l-am cunoscut. Sau de la în om de afaceri etape. La om spiritual, care e mentor de programe de dezvoltare umană. Exact. Adică sunt exemple. Exact. Și foarte mult timp am îndrumat acești oameni să își urmeze chemarea sufletului. Da. Acela e maestru bucurie. Când îți urmezi chemarea sufletului și faci ceea ce te bucură. Când nu faci asta, apare maestrul suferință, care este acolo după colț și așteaptă să vadă ce rezultate obține colegul lui. Da. Dacă acela nu a obținut rezultate, maestrul bucurie, vine maestrul suferință și sigur rezultatele vor apărea. Din ce îmi dau eu seama, această practică te ajută să te echilibrezi atât în corp, minte și suflet, dar te ajută și să ai succes pe plan social și, de ce nu, în planul spiritual. Da. Da, pentru mine acum noțiunea de succes s-a schimbat foarte mult față de timpul în care eram în corporate. Ce atunci, e succesul pentru tine? Succesul însemna probabil anumite rezultate concrete, stabilirea unui target și cumva atingerea lui însemna un anumit nivel de confort sau chiar upgrade financiar și așa mai departe, însemnau rezultate cu oamenii și așa mai departe.
după aceea putea să însemne faima, câți oameni te cunosc, câți oameni îți citesc cărțile, câți oameni vin la terapie și toate lucrurile astea, cum te întreabă acum lumea, câți followeri ai pe Facebook. Da. Vă spun sincer, nu mă interesează nimic din toate astea. Nu au niciun rost. Și ce contează cel mai, pentru tine în momentul cel de față? Cel mai mare succes este să fii fericit. Da, și să-ți găsești împlinirea poate și în lucruri simple, care da. Pentru tine contează foarte mult. Da, cel mai mare succes este să fii liniștit, să fii în echilibru, minte, corp, suflet, și cel mai mare succes este să fii fericit. Pentru asta noi am venit pe pământ. N-avem niciun target. Dar bine, frumos. Pentru cei din corporate poate să fie un pic de forțare ceea ce spun. În realitate așa este. Cristiana, aș vrea să ne spui care este calendarul tău următor de cursuri, conferințe, seminarii, pentru că faci atât de multe încât nu știu pe care să mă focusez mai bine. Cu drag, da. În zilele următoare ajungem la, practic în weekend, ajungem la Cluj, da. 26, Medias, 27 și 28 Sibiu. Astea sunt datele pe care deja le-am stabilit. Apoi, pe 11 februarie, suntem la Constanța cu lansarea cărții Viața pe geam. Și în 14 februarie, de Valentine's Day, avem primul retreat de Ziua Iubirii, care se numește Upgrade Your Relationships sau Upgradează-ți relațiile și intimitatea. Iar pe 24 februarie, că sărbătorim tot Ziua Iubirii, da, în România, dragobetele, atunci tot la Amfiteatrul Transilvania avem al doilea retreat, care este tot de Upgrade Your Relationships, Upgradează-ți relațiile și intimitatea. Și acolo vorbim atât despre alimentație și importanța ei în relații, da. Pentru că alimentația poate să te facă nervos, agitat și indispus. Și să te ceți cu partenerul, da, din foarte, foarte important. Mm-hmm. Sau poate să te facă blând, atent și iubitor. Și eu am văzut treceri ale partenerilor mei de la o alimentație omnivoră la una vegană și am văzut schimbări colosale în comportamentul lor, bazat pe asta ca principală schimbare. Și la alți oameni pe care îi căuciuiesc, antrenez de atâta vreme. Da. Deci avem acest retreat în care vorbim de schimbările în alimentație, schimbările emoționale, curățările emoționale, importanța comunicării, importanța momentelor intime asumate, adică să-ți faci timp pentru iubire. Relațiile ajung să fie perimate din cauza că oamenii pun succesul pe primul plan, da. În carieră, în social, în altceva, da. Și uită că vor fi profund răniți dacă nu își dau timp pentru a își iubi ființele dragi și aș face timp pentru a le arăta iubirea celorlalți, celor dragi și a primi iubire de la cei dragi. Asta este cheia sănătății. Dacă nu facem timp pentru momente intime asumate, un weekend împreună, un retreat împreună, momente frumoase, o cină în oraș, momente în care să aduci o floare fără motiv, da. Să faci un masaj fără motiv, sau nu să doar te uiți de la un film împreună, sau să privești un film poate. Împreună sau să te privești în ochi unul pe celălalt. Știți că sunt studii care au constatat că oamenii după un timp de conviețuire nu se mai privesc în ochi sau nu se mai privesc unii pe alții. Dispare acea conexiune. Conexiunea nu se mai privesc unii pe alții, nu-și mai observă schimbările, te-ai tuns, te-ai vopsit, te-ai mutat sprâncene, da. Nu mai sunt atenți la celălalt. Și cea mai mare lipsă de iubire este lipsa de atenție. Exact. De aici, aici pornesc tot felul de situații se pierd relațiile. Între doi deci parteneri. Noi venim și discutăm aceste lucruri, discutăm cum să comunicăm armonios, discutăm cum să ne creăm momente intime plăcute, inclusiv din punct de vedere sexual, nu este nicio rușine diferența exact, dintre parte din viață. Diferența dintre amiciție și o relație de cuplu este sexualitatea. Mm-hmm. Altfel poți să ai un coleg de cameră, un coleg de apartament, un amic de discuții, dar nu ai un partener de cuplu până nu ai cu el o intimitate și o sexualitate sănătoasă. Da. Vorbim despre aceste lucruri. Vorbim despre știința din spatele lor, vorbim despre energetica din spatele lor și facem și exerciții practice, cu hainele pe noi. Minunat, e bine că ai precizat asta. Păi nu vreau să se ducă lumea cu mintea în sună direcție. Foarte frumos calendarul tău de cursuri. Aș vrea să te mai întreb când ar fi și următorul festival de Prana în România. Da, mulțumesc că mi-ai amintit, nici nu m-am mai gândit așa departe. Întotdeauna festivalul pranic este pe 15 august, de ziua Fecioarei Maria. Da.
Pentru că Fecioara Maria are o legătură specială cu România și România o legătură specială cu ea. Și că se zice că România este grădina Maicii Domnului. Este grădina Maicii Domnului. Am găsit informația chiar și în această carte care e scrisă acum 30 de ani. Deci nu e un zvon, e o realitate. Și mai departe, tot cartea asta spune că sunt atâtea, avem atâta sprijin divin care ni se oferă de sute de ani, de ființe foarte avansate care chiar ne susțin pentru ca pământul ăsta și oamenii ăștia din România și chiar planeta întreagă să evolueze. Și sunt aici mesaje concrete și date concrete și hărți și tot ce vreți să vedeți pentru a ști că suntem ajutați. Deci și că nu suntem singuri. Este o carte fascinantă. Este, da. Urmăriți-o pe Facebook pe Cristina El Traian și aflați cum puteți intra în posesia acestei cărți, Viața pe Geia, care poate conține acele mesaje care să vă ajute pe voi, cei de acasă, să vă schimbați viața. Da. Uite câte rețele de susținere energetică are România. Da, da. Câte rețele de susținere. Știu că energetică. Sunt prin Bucegi, prin Rarău, câteva puncte energetice. În fiecare importante. An noi facem excursii la aceste puncte energetice, vizităm, mergem, ne conectăm, simțim, ne energizăm, ne upgradăm, dar iată că acum avem negru pe alb și hărțile și știința concretă din spatele poveștilor mele anuale. Cristiana, îți mulțumesc. A fost o adevărată plăcere să te-am invitată. Ești ca o enciclopedie cu informații care curg așa din infinit, parcă. Și te felicit pentru omul care ești. Te mai așteptăm cu drag și altă dată alături de noi să ne împărtășești din cunoașterea ta vastă. Dacă ar fi acum la final de emisiune să lași un mesaj pentru cei de acasă, ce ai alege să le spui? Da, să ne amintim că cea mai mare putere este iubirea. Cea mai mare forță pe care o avem nu este de a-i domina sau surclasa pe ceilalți, de a fi în competiție, de a fi mai bun decât cineva. Cea mai mare putere este să iubim și să-i ajutăm pe cei din jur și să fim acolo atunci când au nevoie de noi și când se simt ei slabi, noi să-i ajutăm să se simtă puternici și nu să ne simțim noi puternici în detrimentul lor. Și asta e cheia pentru evoluție, pentru încheierea tuturor conflictelor, tuturor războaielor, tuturor divergențelor de pe planetă și e cheia pentru o nouă eră și o era iubirii care începe acum. Mulțumesc cu iubire, Cristina El Traian. A fost o plăcere și îți urăm mult succes în toate proiectele tale viitoare. Cu mare drag. Deci mă găsiți cu numele Cristina El Traian. Unde vreți să mă găsiți și o să vorbim acolo. Mulțumesc, Cristiana, încă o dată. Cu drag. Dragii noștri, vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați mesajul profund pe care mi l-a transmis Cristiana. Cea mai mare forță din acest univers este iubirea. Alegeți să trăiți cu iubire pentru a fi cu adevărat fericiți sau pentru a găsi calea spre fericire. Până data viitoare, vă doresc o seară minunată!